prima dată când marșul diversității nu face stânga spre piața universității, ci o ia la vale spre primărie, spre parcul Izvor. Ia uitați, tot bulevardul Elisabeta e plin. E plin bulevardul Elisabeta cu oameni participați la marș. Cred că e cea mai mare prezență din istoria Pride-ului București. Și încă jumătate din bulevardul de Calea Victoriei e plin cu oameni. Tineri, bucuroși, optimiști, solidari, curajoși, bravo! Bravo, prezența voastră contează. Implicați-vă pentru drepturile omului. Drepturile omului sunt pentru toți. Și pentru toate. Cam așa a fost anul ăsta. Și încă mai e. Și eu particip. Și sunt mândru și bucuros. Vă sfătuiesc și pe voi să participați la marșuri pentru drepturile omului, pentru diversitate, pentru egalitate. Îndrăzniți!